Înaintăm în textul de mare importanță al scrisorii trimise de Apostolul Pavel credincioșilor din Galatia și vom căuta să aflăm acum ce înseamnă să fii liber. Apostolul suferea că iudaizatorii care îi călcau pe urme îi făceau pe galateni să aibă îndoieli cu privire la mântuire și la calea prin care ea poate fi obținută și trăită. El face repetate apeluri raționale, argumentate, dar nu ezită să fie și pasional în pledoaria sa, când le scrie: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Am citit versetul 19 din Galaten 4. Apoi, după alte incursiuni, inclusiv prin Vechiul Testament, apostolul concluzionase tranșant capitolul 4: Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Mergem mai departe în capitolul 5. Imaginați-vă ce ați face dacă ați fi în temniță, uitat, neajutorat, încătușat, și cineva v-ar oferi cheia cătușelor. Ați lua-o? Ei bine, legea este precum cătușele care te blochează, prin regulile și interdicțiile sale. Cam asta le spune Apostolul Pavel credincioșilor din Galatia. Harul este cheia care vă poate elibera. Dar cei hipnotizați de lege vor spune: nu, mulțumesc, prefer să trăiesc încătușat. Sunt convins că majoritatea celor ce ascultați acum n-ați spune niciodată asta. N-ați alege așa ceva în cunoștință de cauză. Niciun om normal n-ar face-o. Dar cam asta se întâmplă când refuzi libertatea pe care ți-o dă Dumnezeu în Hristos. Când trăiești liber în Hristos, scopul tău principal este să-L mulțumești pe El, pentru că-L iubești. Prea adesea ne gândim că se cuvine mai degrabă să fim implicați și activi în slujirea lui Hristos, iar El ne va iubi și mai mult. Dar asta este calea de gândire și acțiune a legii. Fii mai bine concentrat și preocupat de felul tău de viețuire și de umblare înaintea lui Dumnezeu și de mărturia ta printre oameni. Vecinul sau colegul tău vor observa poate că ești ocupat și harnic ca o termită, dar nu vor putea vedea bucuria, dragostea, profunzimea din atitudinile, vorbele și faptele tale care să-ți susțină mărturia. Câtă vreme ești însă concentrat să-L mulțumești pe Iisus Hristos, vei face și binele, te asigur. Dar oare cum face Dumnezeu dintr-un păcătos mântuit un om bun? Păi, începe prin a-i da o nouă natură, în baza căreia se naște în el dorința de a trăi altfel, mai bine, mai profund, mai frumos, mai înalt, mai adevărat. Dar va constata că nu poate. Această nouă natură spune: vreau să trăiesc ca Iisus, dar mai tot timpul o dau în bară. Am obosit de câte ori am tot încercat și am ratat. Descurajat, înfrânt, omul acesta va veni înaintea lui Dumnezeu și va striga: Doamne, ce se întâmplă? Unde greșesc? Te rog, ajută-mă! Iar Domnul îi va răspunde: bineînțeles că am să te ajut, abia aștept, credeam că n-ai să mă mai rogi. Dumnezeu ne binecuvântează cu noile sale daruri și principii, numite roada Duhului Sfânt. Aceasta este viața pe care a gândit-o El pentru tine și așa trebuie trăită, prin credință. Suntem mântuiți prin har, deci va trebui să trăim prin credință. Bineînțeles că oricât am vrea, nu vom atinge perfecțiunea în această viață, dar ne punem toată încrederea în Iisus Hristos și trăim în așteptarea înfrigurată de a vedea concretizându-se binecuvântata, nădăjduita, promisa neprihănire de care vom avea odată parte în ceruri.